Salutare, sunt John de la Expert Crypto și vreau să discutăm astăzi despre ce se întâmplă în piață, ce posibilități sunt de acum încolo, pentru că vedeți cu toții Bitcoin este la 37.675, după ce azi noapte căzuse sub 37.000 și greșeala numărul 1 care o fac foarte mulți dintre cei care vor să investească acum este încearcă să aproximeze complet unde va fi bottom-ul. Dacă ar fi să ne uităm back in history, în iulie 2021, Bitcoin atinsese tot cam același prag, 31.600, după care a urcat la 37.000. După 37.000 am avut acel bull run foarte mare în care foarte mulți din cei care nu credeau în cripto brusc au investit și acum sunt pe o pierdere uriașă. Greșeala numărul 1 care se poate face în cripto este să vindem când suntem pe minus, ceea ce nu indic nimănui. În schimb, din acest punct foarte multă lume se întreabă unde putem ajunge. Nimeni nu știe cu exactitate unde putem ajunge în următorul an. Însă ar fi de luat în calcul anumiți considerenți care cred eu că ne pot da anumite indicii. Și anume, trebuie să luăm în calcul niște factori care cred eu că ne vor indica o direcție, și anume războiul care este pe cale să înceapă, dacă va începe, ce se va întâmpla cu piața cripto. Nu sunt analist financiar și nici nu știu să analizez exact ce se va întâmpla cu războiul, dar m-am documentat, mi-am făcut propriul research și așa cum vedeți, inflația este cea mai mare din ultimii 40 de ani. Și back in history, războaiele au fost întreținute cu bani. În schimb, în al doilea război mondial, KGB-ul a investit foarte mult înainte de război cu o perioadă scurtă în aur și de aceea piața cripto a scăzut acum pentru că foarte mult și-a retras lichidități care a investit anul trecut și au cumpărat aur. Însă sunt proiecte care vor urca foarte mult în 2022 și este păcat să nu vă investiți banii în momente prea oportune, să zic așa, unul dintre ele fiind acesta. Totuși, credem că se vor scumpi carburanții, se vor scumpi gazele naturale, energia electrică și sunt niște posibilități de a investi pe piață, să faceți niște bănuți. În perioada următoare, credem că vor scădea totuși veniturile, va crește inflația și totodată teama. Contează foarte mult ce se va întâmpla luna martie, cu cât vor decide cei de la Fed că vor mări interest rates și lucrurile pot scăpa puțin de sub control. Se vinde foarte mult pe piața cripto, este un panic sale, toată lumea vinde care nu are niciun fel de informație și este un lucru complet greșit. Lumea se concentrează în a cumpăra esențiale, acum mâncare, aș plăti bilurile, facturile și nimeni nu prea vrea să își liște investițiile. Well, nu cred că este corect să judecăm chiar așa, pentru că piața cripto este abia la început și trecem printr-o perioadă de tranziție foarte volatilă și în aceste momente nu numai piața cripto suferă. Dacă vă uitați la S&P 500, indicele Nasdaq, bursa, totul este în picaj. Amazonul, Netflix, PayPal, dar nu înseamnă că va fi așa mereu. De aceea, cei care doriți să investiți în cripto și totuși aveți nevoie de ajutor, Expert Crypto va face un discount imens începând cu data de astăzi, unde se va aplica un discount de 50% off pentru primele două luni, timp în care cred eu că este de ajuns să vă faceți un portofoliu și să așteptați. Același lucru l-am spus și anul trecut în iulie, pe 21 iulie, când Bitcoin era cel mai jos posibil și am spus că va urca. Îmi asum ceea ce spun acum și în cazul în care războiul nu va începe și cel mai probabil nu va începe, pentru că mă uitam la Biden, au aranjat o întâlnire săptămâna viitoare cu Putin, cred că vor găsi un numitor comun și dacă războiul nu va începe, piața cripto va exploda din nou în acest an și un nou bull va începe. Întrebarea este dacă tu ești pregătit pentru acest bull, pentru că foarte mulți investesc în cripto și își fac abonamente sau își recalculează poziția față de cripto când piața este sus, ceea ce este complet greșit. De aceea credem că 37.000 la Bitcoin este un suport extrem de strong, care mi-este foarte greu să cred că va pica sub 30, numai sub 38.000, atenție, dar 37.000 este un suport extrem de strong care Bitcoin cred eu că
îl va ține, cu excepția în care nu va începe războiul. De aceea nu uitați la www.expertcrypto.co.uk, 50% off pentru primele 2 luni, începând cu data de astăzi, și oferta va fi valabilă doar 10 zile începând de astăzi. Vă pupă, John! Thank you.